Bună dimineața, dragi romașcani, echipa de powerlifting din cadrul clubului CSM Roman vine din nou în fața dumneavoastră pentru a vă comunica rezultatele obținute la ultimul campionat național desfășurat în perioada 4-5 noiembrie la BU, și anume campionatul național de împins din culcat, clasic și echipat. Rezultatele noastre au fost următoarele: începând de la categoria 66 de kg, Dan Stănescu a obținut titlul de campion național Master 2 și o medalie de argint la seniori, atât la clasic cât și la echipat, un total de 4 medalii, 2 aur, 2 argint. Denis Cojocaru a reușit să obțină pe proba de echipat o medalie de aur și titlul de campion național la juniori 2 și o medalie de bronz la seniori, iar pe proba de clasic a reușit să obțină un nou titlul de campion național la junior 2. La 74 de kilograme, Paraschiv George a reușit să obțină titlul de campion național pe proba de clasic. La 83 de kilograme, eu, dascălul Alexandru, am reușit să obțin o medalie de bronz pe proba de echipate, iar o medalie de aur pe proba de clasic, campion național pentru al treilea an consecutiv. Iar surpriza a venit spre finalul competiției, reușind să prind și un loc 2 la Open masculin seniori. Tot la 83 de kilograme, colegul meu Cătălin Bandol a reușit să obțină două medalii de aur, campion național Master 2, atât pe clasic cât și pe echipat. La finalul competiției, secția noastră de powerlifting din cadrul clubului CSM Roman a reușit să obțină un total de 14 medalii și o cupă. Am să las colegii mei în ordine să-și spună fiecare părerea despre concursul la care a participat, dacă sunt mulțumiți, nemulțumiți, cum s-au simțit, cum. Cristian? Păi, în primul rând, vreau să mulțumesc domnului antrenor dascălu Alexandru, colegilor mei de echipă pentru toată susținerea acordată. Ce pot să zic? Am încheiat anul calendaristic competițional, după părerea mea, foarte bine. Sunt foarte mulțumit de rezultatele pe care le-am acumulat. La proba de echipat am reușit să urc pe podium cu medalia de aur, împingând suma de 135 de kilograme. Iar la proba de clasic, tot medalie de aur, locul 1, reușind să împing suma de 107,5 kilograme. A fost un concurs foarte bine organizat, frumos, și ce pot să spun? De acum așteptăm la anul alte concursuri. Bineînțeles, majoritatea dintre noi am reușit să ne doborâm, așa spus, zis, recorduri personale, da. Unele greutăți ne reușim să le împingem la antrenament, dar reușind să împingem mult mai mult decât ne-am propus în cadrul competițional. Denis? Vă mulțumesc profesorul meu, dascălul Alexandru, pentru timpul acordat colegilor și clubului CSM Roman. Am obținut două medalii de aur la categoria 66 de kilograme și la echipaj la clasic, și o medalie de bronz la categoria 66 de kilograme la seniori. A fost un concurs foarte bun, ținând cont că toți am urcat pe podium, toți am luat câte o medalie de aur și cam atât. Da, într-adevăr, noi am avut ca și target, obiectiv, 4 titluri de campion național, dar ne-am întors cu 6. Cătălin? Eu vreau să mulțumesc tot așa domnule antrenor dascălui Alexandru, CSM-ului, domnule președinte Panazan, Federației Române de Powerlifting, organizatorilor care a fost un concurs foarte frumos. Eu am reușit să iau două medalii de aur la echipaj și clasic. Acum sperăm să vină alte concursuri mai, să ne pregătim și să aducem câte mai multe medalii pentru Roman. Da, din punctul meu de vedere, ca și antrenor, ca și sportiv, consider că ne-am atins obiectivele, poate chiar mai mult decât ne-am dorit. Continuăm pregătirea și ne vom stabili obiectivele pentru anul competițional următor. Totodată vreau să mulțumesc și eu, în mod special, domnului președinte al Federației Române de Powerlifting, domnul Panazan Ovidiu, pentru tot sprijinul acordat de fiecare dată când ne-am cerut ajutorul sau vreun sfat. Clubului CSM Roman, sălilor de forță unde activăm, unde ne antrenăm, sala Ozer Golden, sala Tonus Gym, da. Și tuturor romașcanilor pentru tot sprijinul acordat. Vă mulțumim! Forță CSM!